instrumente și unelte. Dezvoltare personală, clasa 1. Bună ziua, dragi copii! Am auzit că vouă vă place tare mult să vă jucați, așa că pentru astăzi am pregătit un joc din care vom afla cu ce unelte sau instrumente lucrează oamenii la locul de muncă. Cu siguranță voi cunoașteți o mulțime de lucruri, așa că va fi ușor pentru voi. Cum se joacă jocul nostru? Haideți să vedem un exemplu. Pe ecran vor apărea mai multe unelte și instrumente, iar voi va trebui să găsiți care dintre personajele prezentate le folosește la muncă. De exemplu, săpăliga, foarfeca pentru tăiat crenci, stropitoarea, grebla. Care dintre următorii folosește aceste instrumente? Doctorul, grădinarul sau frizerul? Dacă răspunsul vostru a fost grădinarul, v-ați descurcat foarte bine. Grădinarul folosește grebla pentru a aduna frunzele din parc sau din grădină, folosește săpăliga pentru a planta flori. Dar oare știți voi la ce folosește stropitoarea? Să înceapă jocul! Toată lumea este pregătită? 3, 2, 1, start joc! Care dintre următorii folosește aparatul foto, trepiedul și umbrela pentru studio? Pompierul, bucătarul sau fotograful? Probabil v-ați gândit la fotograf, este corect. Fotograful folosește aparatul foto pentru a face poze, trepiedul pentru a fixa aparatul, iar umbrela de studio o folosește pentru ca pozele să iasă bine. Dar cu mașina de cusut, foarfece, călcător, ață și ace, cine lucrează? O fi oare stomatologul, croitorul sau frizerul? Dacă răspunsul vostru a fost croitorul sau croitoriasa, sunteți foarte pricepuți. Dar oare pentru ce credeți că folosește croitorul foarfeca? Dar mașina de cusut? Cine credeți voi că folosește pensula, vopsea, trafalet, găleată și scară? Mecanicul auto, zugravul sau brutarul? Probabil v-ați gândit la zugrav și aveți mare dreptate. Așa e, cu pensula și trafaletul, zugravul vopsește pereții. De ce credeți că zugravul are nevoie de găleată? Dar de scară? Să vedem acum cine lucrează cu foarfece, uscător de păr, pieptene, placă pentru întins părul, coafeza sau frizerul, croitorul sau fotograful. Dacă ați răspuns, frizerul sau coafeza, este foarte bine, dar hai să vedem, ce credeți că face frizerul sau coafeza cu placa de păr? Dar cu uscătorul? Să trecem la următoarele. Cine folosește microfonul sau instrumente muzicale precum chitara sau pianul? Actorul, pictorul sau cântărețul? Aveți dreptate, este cântărețul. El cântă în spectacole și concerte și înveselește oamenii. Chiar dacă și mamele voastre folosesc aceste instrumente sau aparate în bucătărie, există cineva care folosește zilnic la locul de muncă mixerul, cuptorul, tigaia și cratița. Știți voi despre cine este vorba? Este brutarul, ospătarul sau bucătarul? Este bucătarul. Bucătarul folosește cratița pentru a pregăti ciorbe și supe. La ce credeți voi că folosește bucătarul mixerul? Dar tigaia!
Spunem acum stop joc. Bravo, v-ați descurcat foarte bine. Acum fiecare dintre voi va alege o meserie prezentată și va mima pentru colegi meseria aleasă. Folosiți imaginar cât mai multe instrumente sau aparate care sunt folosite în acea meserie. Va fi distractiv. Ne auzim data viitoare. La revedere, copii!